Anchetatorii au ridicat de la membrii rețelei diverse dispozitive IT, sume de bani, dar și criptomonede, Ripple și Bitcoin, cu valoare aproximativă de 5.000 de dolari. Prejudiciul creat unor cetățeni americani de membrii grupului infracțional se ridică la 34 de milioane de dolari. Potrivit procurorilor DICOT, începând cu anul 2016, mai multe persoane din București, Cluj, Craiova și Alexandria au fost implicate în săvârcirea de fraude informatice care au avut ca țintă cetățenii americani. Suspecții au inventat o schemă de de fraudă online a licitațiilor organizate concepută pentru a înșela utilizatorii care achiziționau produse online. Anchetatorii susțin că prin intermediul unor site-uri de comerț electronic, membrii grupului au postat anunțuri cu marfă care în realitate nu exista. La solicitarea serviciilor secrete ale SUA, lucrătorii DICOT au efectuat la sfârșitul anului trecut 27 de percheziții domiciliare. Procurorii au pus în aplicare 18 mandate de aducere la audieri a unor persoane bănuite că fac parte dintr-un grup infracțional Organizat specializat în fraude informatice. Pe numele a 14 dintre aceștia erau emise mandate de arestare internaționale. Curtea de apel București a decis la solicitarea autorităților americane să aprobe cererile de extradare a lor.